Ce am făcut noi fundația? Perica. Din cauza că eu, copil fiind ca și voi, am simțit în orașul ăsta mult mai mult decât aveți voi acum. Noi am avut alte posibilități. Aveam în orașul ăsta două cinematografe, aveam un teatru Zivare. Era o viață activă, era ceva frumos. Tot ne doream să facem ceva în acest oraș. Voi acum sunteți, deoarece am uitat în Comunitatea Europeană, s-au oprit toate fabricile, nu-mi place ce se întâmplă în România. Dar voi aveți informația. Voi sunteți tineri, voi aveți puterea. Da? Noi nu avem internet pe timpul nostru. Noi ne citeam cărți una după alta. Voi acum aveți informația la discreție. Voi puteți schimba lumea. Gândiți-vă că eu acum conștientizez un profesor Gretu, la fel, peste 20 de ani voi conduceți țara aceasta. Voi trebuie să fiți pregătiți, super pregătiți ca să duceți mândria asta de țară mai departe. Din cauza asta noi am făcut această fundație, prin care încercăm să aducem viața culturală, să readucem viața culturală, arta, frumosul și tot ce înseamnă, nu știu, creștinesc sau sufletește în acest oraș. Eu vreau să vă fac o propunere acum. Orice proiect cultural, educativ, pe care voi vreți să-l faceți, veniți la mine și îl facem împreună. Voi veniți cu proiectul, îl pun în aplicare. Nu sunt un om din cultură, nu sunt scriitor, nu sunt poet, nu sunt cântăreț. În schimb, sunt un foarte bun organizator. Știu să organizez, știu să fac roata să învăț, știu să pun lucrurile în mișcare. De-a lungul timpului mi-am făcut prieteni peste tot în țara asta. De la artiști până la mari oameni ai țării mea, mari personalități. Noi am încercat, noi vrem să facem, de fapt, o universitate pentru toți. Vreau să aduc în fiecare lună la Tecuci o personalitate din țara aceasta. Din toate mediile posibile. Da? De la IT, științific, chiar și ăștia cu UFO, cu nave spațiale, cu nu știu ce, îi aduc și pe aici așa. Mari personalități. Cu care voi să vorbiți face to face. Aveți o discuție deschisă, să puteți discuta cu... să le puneți întrebări, să le puneți în dificultate. Putem să facem asta pe urmă. Acum, ca să răspund de evenimentele pe care le-am făcut noi aici. Pe lângă festivalul, meeting-ul aviatic, v-a plăcut? Da! Da? Ei, îl facem la din nou, pe 30 iunie. Să împlinesc 100 de ani de la înființarea primii școli de aviație din Tecuci. Va fi centenarul. O să aducem și ea ce zburători. Aia care îi fac piruete prin cer. Da? Ne aducem la Tecuci. După aia, am avut festival de pian. Festival național de pian. La Tecuci ei s-a născut și a trăit un mare pianist al țării, Alexandru Demetriad. Foarte, foarte mare. La fel de monstru ca și din Ulipare. Dar al nostru, dacă nu era bucureștean, nu-l promovează nimeni. Îl promovăm noi, de asta suntem Tecuci. Am făcut festivalul internațional al aforismului. V-a plăcut? Da! Da? Îl facem la anul și mai puternic. Vreau să avem un... facem un festival de folk, cum spunem. Facem un festival de folk, dar așa, două, trei zile. Nu o bucățică. Două, trei zile. Vreau să facem un festival internațional de jazz. Am un prieten la Cărâna, care au cel mai mare festival de jazz din țară. Putem să-i aducem și pe aceea la Tecuci. Pe lângă aceste festivaluri sau, nu știu, evenimente de astea mari pe care le facem, vom avea aici la Tecuci, în fiecare săptămână, câte un eveniment. Noi am gândit-o așa, într-o fel, să avem un concert de muzică folk, o dată pe lună la Tecuci, o piesă de teatru, o dată pe lună la Tecuci, dar nu teatru de aici, teatru de la București. O piesă care la București are succes, se joacă cu casa închisă, acea piesă s-o aduc și la Tecuci. Adică să simțim și noi că suntem bucureșteni, să simțim și noi că trăim într-un oraș în care cultura spumecă. Pe lângă aceste două spectacole pe lună, o să avem și spectacol de muzică clasică. Deoarece muzica clasică e ceva ce simte sufletul, nu mintea. Muzica clasică ne înalță, ne face să fim, ne face să deschidem ochii, să vedem înainte, stânga și dreapta, să nu mai mergem cu capul plecat. Am avut săptămâna trecută cel mai bun violonist din lume, până în 28 de ani. Răzvan Stoica, dacă vă uitați pe internet, îl găsiți. Da? Cel mai bun din lume. Am avut, acum 3 săptămâni, cei mai buni artiști din lume, din România, da? Gabriel Proitoru, care cântă pe viola
lui George Enescu, celebra guarnierii, da? Horia Mihail și pe puștaica dumneavoastră. E similar proiector. În continuare de aici, până la sfârșitul anului, vom avea evenimente în fiecare săptămână. Săptămâna asta, sâmbătă, avem concert de folk, folk în frunze. Săptămâna viitoare, care o să fie așa pasionat sau vor să asculte muzică veche românească. 1 decembrie vreau să sărbătorim românește, pentru că noi suntem români. Și o să aduc o formație cu muzică veche românească, da? Cu melodii de Anton, culese de Anton Pan și Dimitrie Cantemir. Da? Niște melodii pe care acum nu se mai voi ascultați mai mult manere, ascultați muzică de astea. Nu. Să vă aduc melodii pe care stră bunicii voștri le ascultau și se bucurau cu ele. De data din 9 decembrie aducem la Tecuci o piesă de teatru de la București. Da? Cu un tecucean în rolul principal, Mihai Baranga, cu care eu am copilărit. Aici, în spate, la complex, la hotel. Aici au locuit. Da? Pe 16 decembrie aduc o pianistă de la Republica Moldova, Andra Demidov, și un violoncelist francez, un francez. Da? Tibaul Solojan îl cheamă. Da? Dar e îndrăgostit de româncă de-a noastră și își face viață pe România. Dar e foarte bun violonist. Iar pe data de 23 decembrie o să avem o seară un concert de colinde și folk. Unde o să vă facem surprize minunate. Deci niște artiști de primă mână. De primă mână. După aia, pe data de 24 ianuarie, da? Când va fi mica o sărbătorie cu mica mânierii, noi aici o să vă sărbătorim cu Cucuța Conache, da? Ecaterina Conache Bogorin. Ceea din statuia de acolo. Fără ea, fără gestul ei extraordinar, unirea nu exista. Mica unirii nu putea să fie. Iar dacă Mica Unirii nu era nici monarhia, nici România Mare, nici nimic. Nici nimic. Nu știu ce era România, dar ea nu făcea ce făcea. Pe 27 ianuarie o să avem iar niște artiști internaționali, un suedez la pian, doi români de la Botoșani cu clarinete, da? Și un oboi, un costanțean la oboi. Va fi muzică dansant, așa îi spun ăștia, da? Dar muzică de acolo 300 de ani, de-a lui Prokofiev, de-a lui Dvorak, de-a lui Sustakovici. Muzică adevărată. Deci de aici încolo o să aveți mereu. Și vă rog să intrați pe pagina Ateneu Tecuci, da? Vedeți că pe Facebook este. Da? Și acolo vedeți toate evenimentele pe care noi le facem aici. O să țin legătura cu domnul profesor Cociodearu. Și de acum, la fiecare eveniment, o să fiți informați cu toți ce putem face noi la Tecuci aici. Și vreau să mă ajutați, să ne sprijiniți. Hai să facem orașul ăsta frumos, vreți? Da. Haideți să ne facem frumos. Cu voi sunteți frumoși, orașul trebuie să fie frumos, fraților. Nu? Haideți. Vă mulțumim că ați fost în seara asta. Și vă mai așteptăm mereu. Mai așteptăm. Da? Ce faci? Eu mă tot așteptam.